Mai departe, în continuarea logicilor care vi le-am dat până acum, haideți să vă explic cum e cu toată economia. Uitați, puteți să vă luați aici de pe toate lanțurile economice și tot așa. Deci, fiți atenți aici. Ca să îți faci lucruri utile și comode pentru tine, da? Ca să faci ce trebuie? Îți trebuie resurse, da? Primul lucru important, da? Resurse, uite, resursă pământ, da? Că pentru agricultură și alte chestii. Resursă lemn, resursă apă, resursă minereuri din diferiți versanți de pe acolo. Resurse de toate felurile. Ai nevoie pentru a-ți face lucruri utile și comode. După resurse, ce crezi? Dacă transformarea naturii în lucruri utile și comode, ai nevoie de energie, da? Dualism, o energie, material. Deci îți trebuie o energie ca să poți să le cari, să poți să le scoți, să le prepari, să le faci. Da? După resurse îți trebuie energie. O transformare dintr-o energie în alta. Uite cum v-am dat cu circuitul apei în natură. Uite, o barat un pâriaș, s-a făcut o acumulare și de acolo și-a o energie electrică cu care poate face mai departe niște lucruri. Mai este energia aia care mai e prin pământ de mai mulți ani, cum am explicat, și aia se înțeapă pământul, se scoate de acolo gaze, petroluri, tot felul de lucruri care săraca și ea trebuie prelucrată. Dom'le, deci trebuie prelucrată. Ca să fie prelucrare, ce crezi că ai nevoie? Ai nevoie, nu? Logica tehnologică. De niște tehnologii. Da? Deci a treia mare și importantă chestie e, da? După resurse, energie este tehnologie. Pentru ca să-ți rezolvi problema asta. Da? Și sunt tot felul de tehnologii care să-ți scoată resursa, să-ți o transporte, tot felul de energii ca să poți face lucrurile astea, da? Și tot felul de tehnologii ca să ți le prepare, să ți le transforme în lucruri utile și comode. După care, domne, mai e nevoie și de o infrastructură. Infrastructura asta, domne, îți trebuie un drum ca să ajungi până la resursa care îți trebuie. Îți trebuie un drum ca să faci barajul în locul care trebuie. Îți trebuie pur și simplu ceva de cărat. Și tot așa, pe infrastructura. După aia, nu, dacă ai șoseaua, poți să ai o cale ferată ca să scari bine lucrurile, să ți le duci acolo unde vrei tu. Și să le împarți la oameni mai departe. Ai țevi, țevi de apă, țevi de gaz, ca să circule energie pe acolo. Să circule substanțe finite, nefinite, ca să ajungă în diferite fabrici ori în diferite locuri pentru oameni. Deci asta este infrastructura. Da? A patra. După care vine resursa umană. Dom'le, resursa asta umană, săraca de ea, dom'le, avem oameni în sine, dar trebuie să faci ceva și cu ea. Adică resursa asta umană e. Da, hai să vezi, uite aici. Pentru toate cele amintite mai sus, care am zis acolo, da? Mai e nevoie de resursă umană. Resursă umană care trebuie educată. În școli primare, gimnaziale, preuniversitate, preuniversitare, universitare, etc. Deci, dom'le, trebuie să o educi. Ca să învețe să-și facă lucruri și servicii contra servicii ei pentru ei. După care, unii mai buni, oameni mai buni, trebuie și specializați în instituții de cercetare, în centre de cercetare și tot așa. Deci eu o mai și specializez. Ca să poată, uite, de exemplu, să-ți facă construcția asta de care au ei nevoie pe aici. Da? E un turn de observație asta. Să știe cum să-l facă, ca să reziste, să-l facă funcțional. După care, da, trebuie să fii și apt de muncă. Deci pentru productivitate. Să-ți produci lucrurile utile și comode pentru tine. Nu? Cum am arătat de chestia asta de aici. Cum e masa asta de aici. Da, masa. Da, să faci lucru util și comod.
No, astea sunt, asta e resursa umană care ai zice că e cea mai prețioasă. Că fără resursa asta umană nu poți face cele patru. Și pentru resursa umană sunt făcute cele patru. Că altfel, pur și simplu, trăiești în pădure, ca pe vremuri și îți vezi de treaba ta prin pădure. Trăiești, mănânci ce-ți dă pădurea sau ce-ți dă lacul, râul, toate alea. Ei, uite, după care, mai departe, la resursa umană, că asta e, mai trebuie îngrijită, da? Trebuie să faci și spitale pe acolo, trebuie protejată. Hai zic că mai trebuie o jandarmerie, o chestie, nu știu cum pe acolo. Mai trebuie și apărată, deci pe lângă toate chestiile astea economice, da? Ca să se poată întâmpla, da? Da, armata, servicii de securitate, făcută dreptate, judecători, avocați, procurori, tot așa. Da. Deci mai trebuie și lucrurile astea. Și asta formează statul, așa zisul stat. De aici și ideea de stat, care rolul statului e de protecție, de securitate și de dezvoltare. Deci ca să faci dezvoltarea aia, nu, îți trebuie o protecție, o securitate internă, o protecție externă și tot așa. Astea trei lucruri sunt pentru a exista stat. Nu? Uite, am zis și mai departe, ca toate astea să funcționeze, mai este nevoie, am zis că for legislativ, că guverne, pentru susținerea întregului sistem economic. Deci un sistem economic aici, da? Și toate astea formează așa zisa suprastructura statului, în afară de economie și toate astea. No. Deci în felul ăsta poți înțelege și o structură statală. Deci pe lângă ce găsești în geologia pământului, resursele ce ai tu nevoie pentru a-ți face tu lucruri utile, da? La climă, da? Să-ți faci energie și toate alea, da? Deci toate astea. Ai nevoie și de o suprastructură a statului, că nu prea merge asta. Dacă merge și așa, foarte bine, știi, nicio problemă. Deci așa puteți înțelege lucrurile și porni mai departe în înțelegerea lucrurilor. După care, după toată povestea asta, v-am făcut și explicația aia cu, domne, proprietate publică, deci ale tuturor, geologia, clima, ce circulă prin țara ta, știi, dacă ai țara ta, da? Ai așa o bară până pe la vreo 12 km în înălțime. După 12 km mi se pare că e teritoriu, e ceva internațional, nu mai contează, știi? No, și intră proprietatea publică până la 12 km undeva în sus. Și resursele subsolului, nu știu până la câți kilometri se duc în jos. Deci aia formează proprietatea publică a tuturor. E, proprietatea asta publică, așa cum am arătat aici, formează un anumit tipar de societate, care e o societate cooperatistă. Unii zic socialism. Da? Și de acolo așa puteți merge în jos, cum v-am tot arătat, pe tiparul ăla de drepturi ce revinde pe proprietatea publică. Toți suntem coproprietari pe proprietatea publică, toți avem dreptul la muncă, suntem coproprietari și pe mijloace de producție. Avem dreptul la salarizare corectă, fiecare după munca lui, dreptul la libertate economică personală, dreptul la libertate personală. Deci libertate economică personală nu se înțelege privată, doar partea ta. Dacă ești 20 de milioane de oameni din țara aia, a 20-a milioană parte ca coproprietatea ta. Și ți-o obții prin crearea de fabrici, uzine în coproprietate. De aici e ideea de cooperativă. Da? Și de aia sistemul e cooperatist. Și de acolo puteți merge mai departe cu tiparul ăsta de a înțelege societatea cooperatistă, cât vreți voi de mult, e cât o lume întreagă. Da? După care, mai e și, uite, mai sunt niște scroci, da, că lumea e cu scroci, da, care transformă proprietatea publică într-o proprietate privată a statului. Își fac pe aici și la spectru politic, își fac scroci și niște partide, niște treburi pe acolo, transformă proprietatea publică în proprietate privată a statului, se tăvăle pe jos după voturi și așa cum v-am mai explicat mai departe cu toată povestea asta. După care mergeți pe tiparul de nedrepturi ce îți dă și ți-a proprietatea privată, da? Statul devine patron pe coproprietatea publică, da? Patronii ajung și proprietari pe mijloace de producții, salarizarea la discreția patronatelor și de acolo vânzoleala care este o mare prostie economică. Și tot așa, da?
Astea sunt cele două tipare de dezvoltare pe state. V-am explicat cum e cu economia, de unde ții resursele, dar de peste tot. Te poți folosi de orice, nu știu, orice îți dă natura. Uite, vântul care bate acum, lemnul, pământul ăsta să-ți faci agricultură, nu, apa aia de acolo să-ți faci energie, să-ți ia apă, să bei, să faci și tot așa. Deci, mergeți de pe circuitul larg al naturii, da? Și pe tiparul de stat care există și cu toate filmulețele la ce vi le-am mai dat, înțelegeți și partea economică și partea de suprastructură de stat și toate celelalte.